Isabela Vasiliu Scraba, Mircea Eliade, Vintilă Horia și un istoric răpit prin Berlinul de Est. Moto. Perioada închisorilor comuniste a fost o rușine pentru cei care ne-au impus-o, ocupanți străini, ideologie marxistă, partid comunist, executanți. Ea a făcut vizibil monstruosul paradox al utopiilor, proclamând un principiu și realizând contrariul lui. Iar marxismul în acest sens a bătut toate recordurile. Vintilă Horia, Jurnalul unui țăran de la Dunăre, 2016. Rezumat de idei. Urmărirea lui Noica și trâmbițarea chimericei școli de la Păltiniș negată de filozof. Proiecte de ispitire securistă a trei mari exilați. Două proiecte eșuate și unul finalizat, răpirea istoricului Aurel Decei. Personalități din țară silite să facă jocul securității. Academician dr. Iuliu Hațieganu, proiectul Aurel Decei, ex-academician Nichifor Crainic, proiectul Vintilă Horia, și filozoful trăierist Constantin Noica, proiectul de aducere în țara lui Mircea Eliade. Prețuirea lui Vintilă Horia în Spania și marginalizarea fostului deținut politic Noica, folosit doar ca fundal pentru înălțarea unor statui de Mucava. Perpetuând ecoul spaimei dogmaticilor în fața libertății conștiinței, a Putnenicescu, Sorin Lavric scrie despre memoriile unui fost săgetător, trăgând iepurește cu ochii la puternicii zilei. Pe traiectoria unei idei noiciene, Lavric uită a-l cita pe Noica. Universitarul Lavric reiterează aversiunea culturnicilor comuniști față de miracolul inteligenței, al talentului și al personalității primului laureat nefrancez al celui mai prestigios premiu literar din Franța. Dacă ar fi apucat să-și citească dosarul, Noica l-ar fi repudiat, scria Sorin Lavric în postfața unuia din volumele din seria Noica în Arhiva Securității, fără a-și da seama că însă jurnalul de la Păltiniș a fost, ca să zicem așa, o primă selecție din urmărirea pe ascuns a filozofului care fusese bătut cu bestialitate și făcuse 6 ani de detenție politică pentru manuscrisul unei cărți despre Hegel, dat spre publicare lui Zigo Orenstein Orne. În loc să se ocupe de editarea manuscrisului, proletcultistul Orne îl denunță securității pe Noica și l-aruncă în pușcărie, scria în 2016 Ioan Țicalo în articolul Dimensiunea creștină a operei lui Noica din Bucovina Literară. În toamna lui 1983, jurnalul de la Păltiniș a fost citit și repudiat de Noica, precum bine s-a văzut în documentele de arhivă securistă publicate după un sfert de secol. Citat. Lui Noica i-am admirat curajul de a fi rămas pe poziția aici, deși scria parcă liber. Ne întâlneam la schitul Păltiniș și la Sibiu și am avut câteva momente de respiro duhovnicesc, scrisese mitropolitul Antonie Plămădeală. Cu toate acestea, doar prin sita materialismului marxist e citit Noica de Liceanu în jurnalul de la Păltiniș, scos la lumină de plagiatorul Ion Ianuși, cu plagiatul dovedit în România Liberă, scoasă de Petre Mihai Băcanu. În postfața selecției din dosarul de urmărire a filozofului marginalizat, publicată de Muzeul Literaturii, rozătorul Lavric
care pe sine se vedea șobolan sau iepure fricos într-un interviu din 2011 și îl imaginează pe Constantin Noica în rolul de agent de influență a securității, trimis la Paris să-l cheme acasă pe Mircea Eliade. Fiind și doctor în filozofie despre gândirea noiciană, la înțelegerea căreia n-a ajuns nici când, autorul Posfeței mai trece inepția, după care tipare ideologice succesive s-ar fi impregnat vizibil în cărțile lui Noica. În interviul pe care îl luase Petru Cârdu, Noica a descris oarecum matricea stilistică a întregii sale opere, atunci când a precizat cu filozofică limpezime că tot ce e bun, tot ce e cultură, iese din timp, iar timpul, istoria și politica sunt trei lucruri care, fără nicio pierdere, ne pot lăsa indiferenți. Prin invocarea impregnărilor de care l-a tot acuzat pe noi ca plagiatorul Ion Ianoși, Rozătorul a pășit hotărât nu numai pe urmele acestui politruc cu liceul pe puncte, care i-a publicat fișele despre Noica în Dicționarul Operelor Filozofice Românești din 1997, dar și pe calea deschisă în 1957 de turnătorul Pavel Apostol Erdős, autor al referatului la cartea despre Hegel, pentru care Noica a fost arestat pe 11 decembrie 1958. Grila politică, repusă pe piață după 1990, încerca să nege atemporalitatea gândirii lui Noica, filozof care își atenționa vizitatorii de la Păltiniș să nu scrie pentru acum, fiindcă astfel scriu în zadar. Despre proiectul de a-l momi pe Mircea Eliade să revină în țară, salariatul editurii Humanitas notează în postfață, la fel de neinspirat, că nu securiștii trebuiau să inspire lui Noica proiectul. Dacă ar fi vrut să scrie în duhul adevărului și nu trăgând cu ochiul la ce spun puternicii criptosecurismului brucanian, angajatul fostei edituri politice ar fi putut seziza o remarcabilă unitate stilistică din mai multe invitații de întoarcere în țară. Postfațatorul se referă doar la invitația, ratată în cazul lui Eliade, pe care securitatea l-a pus pe Noica, dându-i și permisiunea de a călători dincolo de cortina de fier, să o transmită celui mai mare istoric al religiilor din secolul 20, să revină în patrie. Acea patrie în care numele lui Mircea Eliade era cenzurat din trimiterile bibliografice de către staliniștii din vechea gardă a Anei Paucher și unde chiar după moartea marelui savant satrapii păzitori ai culturii comuniste suprimaseră numărul caietelor critice dedicat de Eugen Simion, faimosului istoric al religiilor. În eseul O Românie a Dreptății, Dan Bota observase încă din vremea dictaturii regale a lui Carol al II-lea că înțelepciunea patriei, geniul ei, sunt ursite să se consume obscure, nu se pot ivi în marea lumină a zilei. Patria trece misterios în umbră. Patria de fericiri oficiale, în care triumfă coaliția ale prostiei, este altceva. Este non-patria. Dan Bota. Nota de securitate prin care aflăm azi de manevrele din umbră pentru discreditarea și compromiterea lui Vintilă Horia invocă vina scriitorului care în Dumnezeu s-a născut în exil, ar fi defăimat non-patria, adică Republica Populară Română. O invitație de întoarcere în această non-patrie
fusese ratată și în încercarea securistă de aducere în țara a laureatului Academiei Goncourt printr-o scrisoare trimisă lui Vintilă Horia de către fostul director al prestigioasei reviste Gândirea, supraviețuitor vreme de 15 ani al regimului de exterminare din temnițele comuniste, pus să scrie încă din temniță la Glasul Patriei. Conform opiniei lui Vintilă Horia, această revistă tipărită de securiști în Germania comunistă era față de Gândirea, precum închisoarea Jilava față de Academia Română, desigur cea dinainte de 1948. În non-patria anilor 70, teroarea securisto-comunistă transpare și din buletinul informativ privitor la înmormântarea lui Nichifor Crainic din august 1972. Cimitirul Belu este decorul în care se fotografiază participanții la înmormântare pentru identificare ulterioară, se contabilizează supraviețuitorii temnițelor politice și se înregistrează opinii precum cea a fostului deținut politic Nicolae Carandino. Citat. Ce se va alege oare de geniala lui operă literară? Ea nu poate fi îngropată cu ușurința cu care este îngropat un om. A nu-l edita ar însemna cea mai mare greșeală, deoarece face parte din patrimoniul național. Încheia citatul. Din Drumul Crucii, publicat în 1983 la Freiburg de Aurel State, eroul de la Sevastopol, supraviețuitor al lagărilor rusești și al întemnițării politice după întoarcerea non-patrie, decedat suspect, adică probabil ajutat de securitate, care interzisese povestirea atrocităților din temnițele comuniste, s-a putut afla că în 1958, înmormântarea poetului George Fonea a prilejuit o nouă întemnițare a participanților, foști prizonieri 12 ani în URSS și foști deținuți politici după repatriere. În extraordinarele sale memorii a unui fost săgetător, Vintilă Horia scria că a considerat întotdeauna Gândirea drept revista cea mai frumoasă apărută vreodată în România și în Europa. Era foarte arătoasă, elegantă, tipărită pe o hârtie gălbuie, ilustrată cu desene de Tonița și se publica sub direcția lui Crainic și a unei grupări din care făceau parte scriitorii cei mai de seamă dintre cele două războaie mondiale. Afară de Argheze și Bacovia, de Minulescu, Ion Barbu și Ionel Teodoreanu, figurau în grupare toți poeții și prozatorii din care îmi trăgeam sevele cele mai entuziaste. Matei Caragiale, Gib Mihăescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pilat, Victor Ion Popa, Victor Papilian, Adrian Maniu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Deciu Rezu, apoi eseiștii Vasile Băncilă, Bazil Munteanu, O.V. Cizec, Albu Suioceanu, Ovidiu Papadima, cât și teologii atașați de ideologia revistei, care tindea către o explicație a fenomenului românesc prin ortodoxie. Încheia citatul din memoriile unui fost săgetător, București 2015. Imediat apoi, în paginile țesute pe firul unor idei ale scriitorului, cu mult mai pregătit în domeniul filozofiei decât a putut să-și dea seama recenzentul Lavric, Vintilă Horia evocă Italia Sfântului Francesc din Assisi, care i-a prilejuit despărțirea parțială de soluția ortodoxă. Neputându-se probabil sustrage uniformizării gândirii prin zisele surse de încredere ale industriei media politizate,
Recenzentul Lavric scrie în România Literară din ianuarie 2015 că Vintilă Horia ar fi rămas cantonat până la moarte în ortodoxia gândirii. Vezi Sorin Lavric, Taurul Magic în România Literară 2015. Și că îi displăcea egalitarismul. Citat, mari creatori în ordinea spirituală nu au fost niciodată democrați, observa cu justețe faimosul profesor Naionescu. Cultura este în esența ei și prin urmările ei hotărât aristocratică. Și în opinia fostului său student, devenit peste ani primul scriitor nefrancez laureat cu cea mai înaltă distincție a literilor franceze, scriitorul autentic se detașează de masa manevrabilă de oameni gândind la unison prin dresajul unei industrii media politizate. Citat, creatorul este în mod necesar un rebel care trebuie să-și conserve cu orice preț autonomia și libertatea. Consemnase autorul Călătoriilor spre centre, scriitor care a văzut limpede și dominația celor care manevrează idei care nu le aparțin, trăind de pe urma creatorilor într-o lume în care ar trebui să domine creatorii. Pentru Vintilă Horia, centrele spirituale ale Pământului sunt mințele cele mai lucide și mai pregătite ale secolului. Desigur, un creier supus dresajul ideologic comunist înainte de 1990 și criptocomunist în epoca brucanienilor cedesiști, își poate cu greu închipui că egalitarismul poate echivala în diferite perspective, nu doar în ordinea spirituală a marilor creatori, cu o degradare, o condamnare la nediferențiere și o regresiune în inform. Amintindu-și de zicerea lui Heraclit că apa este moarte pentru suflet, Mircea Eliade vede apa ca având în ea pasiunile ce fac omul să fie materie, mai precis mâl, care în infern e pedepsit la sicitate, la eliminarea prin mari suferință a apelor. Din perspectiva filozofiei istorii, egalizarea poate fi percepută ca un proiect ucigaș, un genocid sufletesc destinat a converti neamurile în sclavii uniformizate, dezînsuflețite, nota Vintilă Horia în memoriile unui fost săgetător. Este pasajul la care s-a referit recenzentul care a separat neîncrederea în oameni de momentul Ialta 1945 cu înjumătățirea Europei și cu regimul comunist al Anei Paucher, cum scria Virgilie Runca, regim de teroare polițienească, întemnițând milioane de români și ducând în mod firesc la neîncredere în aproapele care ar putea fi turnător. La sfârșitul recenziei sale, Lavric scrie că memoriile unui fost săgetător ar fi o mostră de diatripă sadea, o măciucă polemică de plesnit adversari. Din studenția bucureșteană, memorialistul Vintilă Horia povestește cum tatăl său îl dusese să-l audieze pe filozoful Ion Petrovici și cum el însuși s-a dus la profesorul de mistică Nichifor Crainic să-i recomande o bibliografie care să-l ajute să combată într-o lucrare de seminar ateismul unuia din profesorii de la filozofie. Punând în paranteză întreaga producție bibliografică a scriitorului, venerată în Spania de cititorii și studenții săi, recenzentul ține să evidențieze la tânărul Vintilă Horia o așa zisă lipsă de chemare filozofică, agățându-se de câteva cuvinte. Despre conferințele Asociației Criterion, fostul student la filozofie, la litere și la drept,
Își amintește că nu înțelegea cum cineva putea să ia loc în fața a 300 sau 400 de persoane și să vorbească timp de o oră despre Kant, fără să consulte o notă, fără să ezite o singură clipă, citând date, nume proprii, alcătuind încetul cu încetul un portret filozofic scos ca de sub tipar, în aerul încremenit de emoție și curiozitate. Vezi memoriile unui fost săgetător. Recenzentul trece și peste notația lui Vintilă Horia, după care Naionescu, Lucian Blaga și Crainic ar reprezenta trei centre de putere spirituală. Cu mai puțină prejudecăți și cu mai multă bunăvoință față de Vintilă Horia, care în 1971 publicase remarcabilul volum Călătorii la centrele spirituale ale Terei și în 1972 răspundea în scris invitație de a se întoarce în non-patrie, Sorin Lavnic putea extrage oarece învățături din răspunsul extrem de inteligent și de interesant dat invitației maestrului Nichifor Crainic, care îi scrisese în 1972 din țară, la comandă securistă de nerefuzat, despre, citat, împăcarea cu patria noastră, care ea însă își vă întinde brațele și știe că are ce să vă dea vouă exilaților ca să o admirați și ca să o iubiți ca pe mama voastră. Beneficiind de burse de studiu la Madrid în 1991 și 1992, Cristian Bădiliță și-a amintit figura lui Vintilă Horia, care era și a rămas în Spania foarte cunoscută. Când a murit, toate posturile de televiziune și-au început telejurnalului cu această știre. Prietenii spanioli îi citiseră cărțile încă din adolescență. Un grup de studenți îl frecventa ca pe un fel de guru care întrecea cu mult competențele unui banal profesor universitar. Știu cât de mult îl prețuiau spaniolii, adică la justa lui valoare. Încheia citatul. În contrast cu atare dovezi de prețuire în Spania a scriitorului universal Vintilă Horia, în patria noastră, dominată de cei care manevrează idei care nu le aparțin, s-a lăsat o tăcere absolută la moartea lui Noica, lipsit întreaga viață de catedra universitară care îi se cuvenea. Doar posturile de radio de dincolo de Cortina de Fier au anunțat pe 4 decembrie 1987 decesul filozofului de modă veche, cum se auto-intitula Noica. Ideologii comuniști cu putere de decizie au vegheat ca ultima carte scrisă de Noica, De Dignitate Europa, să apară post-mortem, întâi în germană în 1988. Manuscrisul românesc, intitulat Modelul Cultural European, a fost cu greu tipărit de fosta editură politică în 1993. Reprezentanții ideologiei dominante, care au metamorfozat după 1990 dușmanul de clasă în dușman de rasă, cum scrisese Ion Varlam, în necesitatea definirii în drept a totalitarismului, au amânat mereu publicarea lui Noica, ajungându-se și la întârzieri de 2 decenii. Predat la începutul anului 1974, eseul Modelul Cantemir în cultura noastră sau Memoriu către cel de sus asupra situației spiritualității românești, a fost tipărit în Viața Românească abia în 1993, probabil fiindcă în acest text Noica a îndrăznit să semnaleze declinul culturii prin contraselecția care promovează non-valori, non-specialiști, în locul specialiștilor marginalizați. Tradus în suedeză, jurnalul de la Păltiniș a înlocuit în 2009
chiar în anul centenarului, orice scriere filozofică a lui Noica la Institutul Cultural Român din Suedia, având ca director un fost coleg de liceu cu Andrei Pleșu. De altfel, această carte, scoasă la lumină de plagiatorul Ion Ianoși, a tot reprezentat piesa cheie folosită la impunerea minciunii legată de școala de la Păltiniș, a cărei existență a fost negată de însăși Noica. Lansarea cărții în Suedia nu a reprezentat decât o continuare a politicii culturale din timpul vieții lui Noica, politică prin care se interzicea apariția de recenzii la volumele lui Noica, publicată cu multă greutate și distribuite mai mult pe sub mână sub formă xeroxată decât la vedere prin librării. Filozoful, trăind într-o cameră microfonizată de circa 8 metri pătrați la Păltiniș, a fost înregistrat de organele represive ale statului polițienesc comunist, spunând că acceptă să nu îi se publice recenzii la cărțile sale, dar îl revoltă lipsa recenziilor la Eminescu, traducător din Kant. Cum bine s-a văzut și după 1990, politica de ostracizare a lui Eminescu a continuat nestingherită de căderea regimului comunist, cu rămânerea la putere a foștilor beneficiari ai totalitarismului comunist. În comentarea invitației pe care o primise de la octogenarul Nichifor Crainic, laureatul Academiei Goncourt subliniază un lucru neglijat din adins de oficiarii culturii comuniste din țară. Citat: cultura românească actuală e o reușită, o contribuție la cultura universală, numai prin românii din exil. Brâncuș, Enescu, Eugen Ionescu, Mircea Eliade și Vintilă Horia. Toate aceste nume fiind citate dintr-un articol în care autorul respectivului text, publicat dincolo de cortina de fier, aduce un curios omagiu României comuniste. Dacă cele două proiecte vizând invitarea securistă a lui Mircea Eliade prin Noica și a lui Vintilă Horia prin Nichifor Crainic n-au putut fi duse la bun sfârșit, în schimb, a existat înaintea acestora un proiect similar la începuturile sale, încununat de succes. E vorba de proiectul prin care un mare specialist în istoria și cultura popoarelor orientale, pentru că n-a dat curs insistentelor invitații să revină în non-patrie, a fost răpit de securitate pe 20 decembrie 1957. Din Berlinul de vest a fost trecut în Berlinul de est, unde a fost sechestrat, adus cu forța în țară și anchetat prin schingiuire, apoi întemnițat în regim de exterminare până în august 1964, pentru a ajunge să fie angajat ca arhivar, avându-l drept șef pe unul dintre foștii săi torționari. Mircea Eliade scria pe 14 mai 1958 că istoricul Aurel Decei ar fi căzut pe mâinile agenților comuniști și că a dispărut fără urme de 5 luni. Este o adevărată tragedie pentru emigrația românească. Pierdem deopotrivă un excelent orientalist și unul dintre cei mai activi combatanți. Destinatarul acestei scrisori era suedezul Stig Wiklander, care pe 5 august 1958 mai era informat de Iliade că Decei a dispărut undeva în Germania. Este însă posibil ca despre răpirea orientalistului Aurel Decei să-i fi scris și lui Vintilă Horia, ceea ce s-ar putea verifica doar în condițiile destul de neplauzibile a publicării corespondenții lui Eliade și Vintilă Horia în formă neperiată, corespondența fiind oficial adusă la Craiova în 2017 de către directorul Bibliotecii Județene.
În tentativa de a-l invita în România pe istoricul dr. Aurel Decei, profesor universitar în Turcia și colaborator de seamă la cea mai prestigioasă enciclopedie turcă, Securitatea Antiromânească s-a folosit de medicul emerit Iuliu Hațiegan. Reputatul diagnostician a fost pus să scrie pe tema împăcării orientalistului Aurel Decei cu țara ocupată de armata sovietică, țară care, vezi, Doamne, iar întinde brațele plină de iubire. Răspunsul verbal dat trimisului securității, care i-a adusese scrisoarea doctorului Hațeganu, a fost următorul. România de care pomenești dumneata este o formațiune hibridă sovieto-comunistă pe care eu și poporul meu vreau să o vadă pierind când vălul care e țesut peste țara mea se va ridica, atunci mă voi întoarce. Acum lucrez aici, în lumea liberă, ca să fac să nu se uite că există o Românie care nu vrea nici comunism, nici ruși la ea acasă. Însuși Vintilă Horia scria după 1985 că revenirea în țară nu mai este posibilă, în sensul că locul însuși al întoarcerii dispăruse de pe hartă, fusese scufundat într-un infern schimbător de față și de suflet. După ce statul polițienesc comunist dăduse oarecare decizie de grațiere a exilaților, orientalistul Aurel Decei, care fusese atașat de presă la legația română din Turcia, începând cu anul 1940 și până în 1947, i-au parvenit la Istanbul niște scrisori de ale mamei și fraților săi, insistând să revină acasă. Mama sa de 80 de ani îl ruga să se întoarcă pentru că pensia îi fusese sistată. Fără pensie fuseseră lăsați și părinții lui Cioran, ai lui Mircea Eliade și ai multor alți exilați care făceau faima culturii române în străinătate. Mesagerului aducător de scrisori, universitarul Decei i-a spus că recunoaște scrisul mamei sale, pe care n-a văzut-o de 10 ani, însă vede că stilul nu este al ei. La rândul lui, academicianul Iuliu Hațeganu consemna în scrisoarea către Aurel Decei că este informat că mama din gura râului a făcut demersuri pentru înapoierea în patrie. Medicul emerit îl mai asigura pe eminentul specialist că va deveni titularul Catedrei de Istorie Orientală și Turcologie, post universitar neocupat, care îl așteaptă pe el la Cluj, numai să vină, căci întreaga comunitate academică îi va întinde un covor roșu pe care să pășească, onorat în țara comunistă pentru vastele sale cunoștințe, stăpânind 14 limbi, printre care turca, persana, araba, ebraica, greaca veche, latina, pe lângă o mulțime de limbi moderne. Scrisoarea de invitație în țară, prin cunoscutul medic internist, neavând succesul scontat, s-a recurs la metoda folosită cu puțin înainte pentru aducerea acasă a exilatului Beldeanu, implicat în atacarea legației de la Berna în februarie 1955, cu procesul ce a urmat, în care Oliviu Beldeanu a fost apărat de Mihai Fărcășanu. Printr-un comerciant turc născut în România, Beldeanu fusese răpit în 1956 de securitate, adus în Berlinul de Est, anchetat în țară și omorât. Un an mai târziu, în 1957, profesorul Aurel Decei a fost momit să vină pe 19 decembrie 1957 la Berlin, prin același comerciant ca și în cazul răpirii prin Berlinul de Est al lui Oliviu Beldeanu. Pe 20 decembrie, Savantu, care în lumea liberă reprezentase adevărata Românie la Congresul de Istorie și Orientalistică,
intrase deja în ghearele securității antiromânești, fiind silit să trăiască și să moară în non-patrie, în acea Românie de soarta căreia se tot interesase de la românii fugiți din România prin Turcia. Pentru exilul românesc, îngrijorat de dispariția istoricului, securitatea antiromânească aranjase un scenariu conform căruia istoricul Aurel Decei ar fi fost amnistiat și ar fi cerut repatrierea în baza decretului în vigoare, fiind ajuns deja în țară. Ion Rațiu povestea că securitatea spusese în octombrie 1962 unui occidental, reprezentând organizația Amnesty International, că filozoful Noica, eliberat abia în vara lui 1964, n-ar mai fi fost în 1962 în temnița politică. În cazul istoricului Aurel Decei, scenariul mincinos n-a ținut cont de perioada de valabilitate restrânsă până la 23 august 1955, a legii amnistiei crimelor politice, publicată de guvern la 25 iunie 1955. Mai important în scenariul securității era însă un text de mulțumire că ar fi fost amnistiat. Cu un an înainte de răpirea istoricului, doctorul Hațieganu fusese pus de securitate să scrie alb pe negru, citat, de altcum pe tine aceste categorii, adică ale amnistiaților, nu te exprimă, că nu aveai ce să-ți reproșezi. Dar este un imbolt și pentru tine, ca pentru atâția alții, ce s-au reîntors la rosturile lor și lucrează nestingherit. Încheia citatul. Spre regretul celor care și azi suferă din pricina neîntoarcerii în țară a exilaților Mircea Eliade și Vintilă Horia, invitați în non-patria unde l-au adus forțat pe istoricul Aurel Decei, niciunul din cei doi n-au dat curs inspitirilor meșteșugite și extrem de insistente, ambii zor nevoie poftiți măcar să adere la Asociația România. După ce Sorin Lavric înșirease vers și uscate despre nevoia românească de martiri la un simpozion oficial găzduit la hotelul Hilton din București, comunicarea sa quasi-lacrimogenă a fost mediatizată nu numai în revista Permanență a Fundației George Manu, ci și în revista Luceafăru și pe blogul lui Răzvan Codrescu. Premiat de Academie pentru analiza politică a cazului Noica, de lectura cărților lui Sorin Lavric, m-a scutit chiar autorul lor, cu care s-a întâmplat să schimb două vorbe pe tema gândirii lui Noica. Atunci am constatat că din biobibliografia obligatorie a doctoratului său pe tema ontologiei noiciene, universitarul Lavric nu părea să fi rămas cu prea mult, poate doar cu înclinația de a ridica în slăvi chimerica școală de la Păltiniș negată de Noica și mai ales cu tendința de a folosi idei noiciene în folos propriu sau punându-le pe seama directorului său Gabriel Liceanu, cum s-a întâmplat în recenzia cărții despre seducție din 2007. În folos propriu a uzat cronicarul Sorin Lavric descrisul lui Noica în nefericita sa cronică din România literară, unde îl tot face ba satir, ba taur magic pe laureatul Academiei Goncourt. Scriitor neieșind din rând, Lavric l-a caricaturizat pe Vintilă Horia ca având un instinct animist pentru ca apoi să-i poată reproșa puieril că ar fi fost mai iubitor de natură decât de oameni. Recenzia a conceput-o pe echivocul ideii preluate de la Noica, fără a-l cita pe filozoful marginalizat, că la unii autori nervul creației depășește puterea expresiei.
pe vremea când cenzura comunistă avea grijă să nu se găsească prin librării niciun volum al filozofului Mircea Vulcănescu, într-o amintire despre Mircea Vulcănescu, Constantin Noica remarcase la prietenul său o disproporție între creativitate și creație, prima atât de puternică încât ar fi împiedicat creația propriu-zisă. La Noica, intenția nu fusese răutăcioasă. Era mai mult o figură de stil prin care cititorul Almanahului Literar 1984 trebuia să se gândească în exclusivitate la bogăția operei filozofului marginalizat. Tot nu-i fuseseră cărțile prea recenzate și oricum, despre opera rămasă de la gânditorul religios Mircea Vulcănescu, nu se știa mai nimic. Cu disproporția dintre creativitate, nervul creației, și creație, puterea expresiei, Sorin Lavric s-a aflat pe aceeași traiectorie de gând cu filozoful retras la Păltiniș, în contextul unei reticențe oficiale față de Vintilă Horia, în 2015 destul de similară cu cea din 1979 față de Mircea Vulcănescu. Amintirea pusă pe hârtie de Noica la cererea soției filozofului bestial ucis în temnița Aiutului a fost publicată în Almanah 1984, apărut în decembrie 1983. Textul lui Noica a fost pus sub semnul Constantin Noica 70 de ani, întrucât într-adevăr fusese scris în 1979. Doar tipărirea articolului a mai necesitat în comunism trecerea a 4 ani de zile pentru a se ajunge în anul Mircea Vulcănescu, în care s-a întâmplat minunea publicării integrale a capodopirei de gând Dimensiunea românească a existenței. Trăgând iepurește cu ochiul la cei care l-au tot cenzurat pe Vintilă Horia, Lavric și-a înseilat recenzia în anul Vintilă Horia, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea acestui scriitor de talie universală, disputat de cultura franceză și cultura spaniolă. La o sesiune științifică a Universității, 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, evocând întâlnirile dintre Vintilă Horia și Principesa Ileana, tratasem și problema dispariției unor idei care cândva au fost la modă. Persecutat în non-patrie de proletcultiștii cu poziții dominante înainte și după 1990, Vintilă Horia sesizase că motivul neîncetatei persecuții constă în mereu reînnoita resuscitare a unor idei de mult decedate în timp. Citat: există idei care nu vor să moară și oameni care le apără pentru că de ele depind averea și puterea lor. Încheia citatul Vintilă Horia. Deja în 1941, el observase că scriitorii noștri de proză au început de a publica din grijă de a nu fi astăzi inactual și periculos, ceea ce ieri era actual și legal. Ca și cum literatura ar fi o instituție parlamentară sau ca și cum calitatea de romancier ar fi identică aceleia de șef de birou sau de prefect de poliție, funcții care implică un anumit grad de adeziune politică. Încheia citatul Vintilă Horia, invitație la romanul italian, 1941.